Îmi ridic ochii spre munte. De unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul, care a creat cerurile și pământul. Psalmul 46, versetul 1. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo, de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină, Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, iar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul ostililor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un tunt de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capetele foaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița. A ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Amin. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un tun de scăpare pentru noi. Nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Amin. Iisus a zis, să nu vi se tulbuie inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păsi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Credeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Dumnezeu nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde. A trăi după credință nu e ușor, dar nu e nici greu. A trăi după credință e la om cu neputință, însă nu la Dumnezeu. A trăi umblând pe ape nu e ușor, dar nu e nici greu. A trăi umblând pe ape e un drum cu Dumnezeu. A trăi după iubire nu e ușor, dar nu e nici greu. A trăi după iubire e o cruce pentru fire și o înviere în Dumnezeu. Amin. Pe altă parte, știi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Amin. Da, da, da.